Elena Merișoreanu este una dintre cele mai iubite soliste de muzică populară din România. Recent, artista a dezvăluit pensia pe care o primește după atâția ani de activitate. Deși mulți fani se așteptau ca ea să încaseze mai mulți bani, ei bine, Elena Merișoreanu a recunoscut ce pensie are de la statul român. Elena a fost destul de transparentă cu veniturile sale și a recunoscut ce pensie încasează de la stat. Artista a declarat că primește o sumă bunicică, nici mai mult, nici mai puțin de 5.000 de lei. Ea a precizat că nu se plânge de acești bani pentru că duce o viață liniștită, fără griji. În plus, își permite și unele mofturi. Dar bate Dumnezeu să ne plângem, când alții trăiesc cu 1.500-2.000 de lei. Pensia mea este de 5.000 de lei. Toți banii pe care i-a câștigat din cântări i-a investit cu cap. Celebra cântăreață a spus că i-a cumpărat nepotului cel mare un apartament pe Calea Victoriei, în capitală. Pentru ce muncesc? Să le dau și lor, deși celui mare i-am dat apartament pe Calea Victoriei. Are un serviciu la o firmă americană, la Microsoft, așa că își câștigă ei pâine. Dar tot mai zice, mama e, așa ceva, mai spunea interpreta de muzică populară. La începutul anului, Elena, în vârstă de 77 de ani, a trecut din nou pe la medicul estetician, unde a suferit o intervenție la nivelul ochilor. Se știe că solista este adeptă a îmbunătățirilor estetice. Așadar, acum a apelat la operația de blefaroplastie pentru a-și corecta chirurgical pleoapele căzute. Nici nu a durat 10 minute operația și nu m-a durut deloc. A făcut cu laserul, taie acel surplus de piele.